Eu sunt Sabina, gazda Podcast. Și azi o să-ți spun câteva cuvinte despre ce este un podcast. Și de ce te-ar interesa subiectul. Um, un podcast este un fel de emisiune radio pe o temă anume. Știință, tehnologie, marketing, psihologie, sănătate. Găsești cam orice îți dorești. Emisiunea are episoade preînregistrate pe care le poți asculta oricând, oriunde de cele mai multe ori gratuit. Podcastul este în format audio uh, și este ușor de accesat. Îl poți asculta fie pe site-ul uh, creatorilor, cum ar fi aici pe Blacu Sens, des podcast, uh, fie pe platformă dedicată, cum ar fi SoundCloud, uh, sau în orice app de streaming folosești, Spotify, iTunes, Pocketcasts, uh, sunt nenumărate astfel de app-uri. Uh, de asemenea, îl poți asculta pe desktop. Uh, să spunem că mergem aici pe zest și luăm un interviu la întâmplare. Ai aici un player, îi poți da play și poți asculta uh, din browserul pe care îl folosești sau mult mai ușor poți asculta într-o într aplicație de streaming, după cum spuneam, ca Spotify sau iTunes. Pur și simplu intri în aplicație, cauți podcastul și poți asculta, așa cum asculti muzică, poți asculta un podcast. Gândește-te la podcasturi ca la o alternativă la ascultat muzică sau un mod de facil de a asculta conținut interesant când faci altceva să ești în mișcare. De exemplu, când călătorești, când faci curat, când gătești, multă lume ascultă podcasturi în timp ce spală vase sau dă cu Um, poți asculta podcast când te plimbi, când faci sport Practic oricând ai căștile în urechi și uh, vrei să faci ceva util și plăcut cu timpul tău uh, Un avantaj este că găsești misiuni uh, diverse și poți afla lucruri noi din uh, domenii care te interesează Sau pur și simplu poți asculta de plăcere Uh, cum descoper podcasturi este foarte simplu. Să spunem că te interesează marketingul, te duci pe Google, cauți podcast marketing și ai nenumărate sugestii sau podcast uh, health, iarăși ai tot felul de uh, sugestii de podcasturi. Poți căuta și podcasturi în limba română, bineînțeles. Um, de asemenea, o să găsești foarte multe sugestii în aplicațiile de, de streaming, după cum spuneam. Dacă te duci la browse, o să-ți sugereze cele mai populare podcasturi pe diferite teme: știri, comedie, sport, business sau uh, pur și simplu în general. Um, dacă vrei să afli mai multe despre ce este un podcast, o uh, să sugerez să intri pe blacusens.ro, îți arătam mai înainte un articol care merge în detaliu și îți spune multe despre ce este un podcast. Îți dă și câteva recomandări de podcasturi care îmi plac mie. Acum, bineînțeles, tu poți găsi emisiuni care îți plac și ți se potrivesc mai bine. O să găsești și alte articole, unul mai recent despre recomandări de podcasturi tot pe blogosens.ro o să găsești și un scurt ghid despre cum să-ți faci podcast. Dacă ai vrungând în acest sens, am detaliat aici câteva idei despre primii pași către propriul podcast, inclusiv detalii despre echipamentul de înregistrare pe care îl folosesc eu și despre editarea audio, cum înregistrezi, cât costă să faci un podcast și așa mai departe. Te invit să asculti ZES podcast, să-ți faci o idee despre ce este un podcast și uh, cum sună podcastul. Pe care îl descriu în, uh, în articol despre cum să-ți faci un podcast, dar uh, nu, nu doar pentru asta. ZES este un podcast pentru cei pasionați de scris și citit, uh, și dacă te numeri printre ei, sunt convinsă că o să-ți. Uh, placă invitații pe care îi am. Sunt oameni diversi, de la scriitori, poeți, copywriter, jurnaliști, blogări. Sunt oameni pasionați de scris, care nu s-ar putea opri din asta nici dacă ar vrea, indiferent de eticheta profesională pe care o poartă. Dar ZES uh, este un podcast și pentru oameni care sunt pur și simplu curioși să afle poveștile de viață ale altora. Uh, invitații sunt oameni obișnuiți uh, să scrie, să, se joace cu cuvintele, să povestească și fac asta foarte frumos. Sunt ușor de urmărit, sunt cursivi și au povești frumoase de spus. Atât în cazul podcast, în cazul Zest, cât și al altor podcasturi care vă plac, vă sfătuiesc să vă abonați. De exemplu, aici vă puteți abona pe site și primiți un e-mail o dată la 2-3 săptămâni de obicei cu ultimul interviu înregistrat sau vă sugerez să vă abonați cel mai bine în aplicația pe care o folosiți. Pur și simplu apăsați aici Follow și veți vedea imediat cum apare un episod nou. Să vedem aici Zest, Subscribed, da? E foarte ușor și uh, aveți veți avea în curând o listă de podcast-uri pe care, pe care să le ascultați și... Le vedeți rapid de fiecare dată când aveți nevoie de uh, ceva cu care să vă ocupați timpul. Uh, cam atât din partea mea. Uh, spor la ascultat!